La Gustar, împreună cu Starnet, compania Starnet, care este partener general al festivalului, a conectat întreaga zonă de pe malul Răutului la internet. A oferit un food court unde oamenii au putut să se odihnească navigând pe internet, dar și zone de distracții pentru copii. Mai mult, toți clienții Starnet au primit bilete gratuite la Gustar 2014. Super tare că au amenajat corturile, putem să ne răcorim un pic, să ne adăpostim de soare și în plus mai reușim să facem un check-in, încărcăm o poză pe Facebook să vadă și prietenii care n-au reușit să vină aici. Eu, de exemplu, salut faptul că s-au decis să ofere Wi-Fi gratuit. Wi-Fi îți folosesc copii. Bravo, bravo, foarte bine. Locul frumos, peisaj frumos. Bravo, Starnet! Starnet a amenajat și o zonă specială care se numește Nunta Mare, unde doritorii au putut intra în rolul unor tineri însurăței. Au făcut poze și s-au distrat pe cinste. Iar ca nunta să pară cât mai tradițională, mirii au putut îmbrăca costume naționale. O atmosferă plăcută, tradițională, ce ține din neamul nostru românesc. Nu se uită tradiția noastră. Prima dată când văd mireasă. După o zi lungă de distracții, Starnet a îmbrăcat gustarul cu totul în altă haină. Cei care au petrecut noaptea în campingul de la Gustar au avut parte de o atmosferă absolut incendiară, îmbrăcată în muzică trap, deep, techno, un pic de trance și live mix, alături de Serge Kino, Deep Shider and Nasca și Maxim Sambit. Deja al doilea an conectăm la Wi-Fi întreaga zonă, pentru ca toți vizitatorii să aibă posibilitatea să socializeze liber pe net. Avem și mai multe puncte de distracție. Pentru tineri am creat această zonă pe care am numit-o Nunta Mare. Tinerii pot încerca să-și spună da aici la Gustar, în mod fictiv. Și avem o zonă de food court și chill-out unde se pot relaxa pe parcursul celor 3 zile, să se simtă bine și să le placă atmosfera.